Un atac mortal a avut loc azi la sediul companiei aerospațiale și de apărare TUSAS de lângă Ankara, una dintre cele mai importante companii de apărare și aviație din Turcia. Presa locală a raportat o explozie puternică la fața locului și a difuzat imagini cu un schimb de focuri de armă acolo. Primul bilanț arată că 4 oameni au murit, iar 14 au fost răniți, anunță Erdogan. Conform Nexta, 3 bărbați înarmați au încercat să pătrundă în clădirea corporației, după care a avut loc un conflict armat. Între timp, toți ostaticii au fost eliberați după ce toți cei 4 atacatori au fost eliminați. Ei au ajuns la clădire cu taxiul. Unul dintre ei s-ar fi aruncat în aer, iar partenerii săi au început să tragă. Vine cu mai multe detalii Sorina Matei. Ne face așa o concluzie despre tot ce s-a întâmplat acolo. Da, s-a terminat în sfârșit. Știm foarte bine că primul breaking news, prima alertă în presa turcă a venit la 5:50. Andreea, este ora 7 și în acest moment inclusiv ministrul de interne turc arată că situația de lângă din Ankara s-a terminat. Avem până acum 4 morți, cel puțin 4 morți, cel puțin 14 răniți și 4 atacatori care ar fi fost identificați. Ministrul de interne a fost la fața locului și a spus că abia după ce documentele sau datele lor vor fi analizate de procuratura turcă, se va face public afilierea, ca să spun așa, teroristă sau nu. În presa turcă se vorbește despre o afiliere la PKK, da, inamicul public numărul 1 al Turciei și al președintelui Erdogan. Trebuie să subliniem faptul că ceea ce s-a întâmplat în acest moment astăzi în Turcia, în ultimele 2-3 ore, nu a fost deloc întâmplător, a fost așa o coincidență temporală și a evenimentelor. Acești atacatori au coborât dintr-un taxi fix ca la atentatul terorist de la Moscova. L-au omorât și pe taximetrist, dar a fost un atac la vedere, un atac foarte bine pregătit la o companie cheie a armatei Turciei. Turcia este al doilea cel mai important din punct de vedere militar stat al NATO. Am văzut în ultimele minute și reacția Statelor Unite, reacția Azerbaidjanului, reacția secretarului general NATO, pentru că această companie, compania industriilor aerospațiale turcești, pe scurt m-am uitat și eu pe acționariat, acționar majoritar este Fundația Forțelor Armate ale Turciei cu 54% și Secretariatul pentru Industrii de Apărare. Deci este o compania industriei de apărare a Turciei. Avea, din discuțiile de pe CNN Turk, am văzut că avea 17.000 de angajați în ianuarie 2024 declarați. Se bănuia că în acea clădire, că în acel complex sunt cam 6.000 de oameni. Așadar, de asta a fost o situație specială. S-a intervenit prin instanță. Presa turcă n-a mai avut dreptul să difuzeze informații despre acest atac terorist care era în plină desfășurare în ultimele, da, 3 ore. Am văzut că TRT-ul turc, da, TVR-ul internațional al Turciei și-a oprit transmisia la nivel internațional ca să nu se mai difuzeze imagini și informații despre această situație complicată în desfășurare. Iar această companie a industriei de apărare turcești, știm că producea F-16 inclusiv pentru lumea arabă, elicoptere, drone care sunt folosite în Ucraina și inclusiv satelit. Și nu spun, și spun că asta se vehiculează și în presa turcă, că a fost un semnal dat de cineva lui Erdogan, da, pentru că totul s-a întâmplat, a început cu o oră înainte ca Erdogan să înceapă discuțiile în delegații și tet-a-tet cu Vladimir Putin. De altfel, în delegații, ce vedem în aceste imagini, Erdogan și soția au ajuns
cu o oră înainte atacului terorist de la Ankara, iar bineînțeles că discuția între delegațiile turce și ruse au început cu mesaje de condoleanțe transmise de președintele rus lui Erdogan, iar Erdogan a spus bineînțeles că îi pare rău de ceea ce se întâmplă, ceea ce era în desfășurare în acel moment la întâlnirea lui cu Putin și bineînțeles vinovații vor fi trași de la răspundere. Procuratura a intrat pe fir, bineînțeles se fac anchete, dar cam toată lumea speculează că a fost un semnal transmis de cineva la nivel internațional lui Erdogan, având în vedere participarea lui Erdogan ca președinte al unui stat NATO la BRICS-ul care se desfășoară în aceste momente în Federația Rusă. Bine că s-a încheiat evenimentul din Ankara. Îți mulțumim pentru informații, Sorina.